În primul rând vreau să vă mulțumesc pentru participare. Aveam pregătit un discurs, cum am avut la municipiu, mai serios, dar m-am gândit că ar fi bine, întrucât sunt mai prieteni în sală, să vorbesc deschis. Mă bucur să văd sala atât de plină. De obicei, alături de prietenii mei, munceam să umplem sala pentru organizația de seniori. Dacă ne aducem aminte, în ultimii ani am făcut de multe ori acest lucru. Eu cred că este prima dată când ne chinuim să dăm o mobilizare pentru TSD-știi noștri, cei mai buni prieteni. În primul rând, aș vrea să vă povestesc un scurt capitol din viața mea. Și se referă la cea mai des întâlnită întrebare din ultimul an, aș putea să spun. Toată lumea m-a întrebat de ce am intrat în politică. Am răspuns în fel și chip, în diverse interviuri, după care am analizat ce am spus și astăzi cred că am ajuns la cea mai bună concluzie. Am intrat în politică în vara lui 2008, când partidul nostru se afla în opoziție, își pregătise ceilalți de la PDL și mai aveam niciun partid PNDC, de PNL nu o să zic nimic, își pregătiseră candidații pentru primărie și Consiliul Județean. Și cu o lună înainte, în luna aprilie a anului 2008, am aflat că, din partea PSD, la Consiliul Județean, să candideze domnul Mircea Cozu. Eram în opoziție, eram puțini, nu eram creditați cu foarte multe șanse, și ne-am mobilizat ca într-o lună de zile, în precampanie și cu o lună în campanie, să le arătăm tuturor celor din jur și tuturor celorlalte partide, care atunci erau pe val, ce pot face o echipă de tine, o echipă unită și o echipă puternică. De aceea am intrat în politică și cred că a fost poate cel mai frumos moment din viața mea politică până la 30 de ani. Acum dacă am împlinit 30, trebuie să schimb discursul. Ca să fiu sigur că în sală sunt numai prieteni, o să vă rog să completați cu mine câteva cuvinte ca să ne aducem aminte de acele vremuri. Și cuvintele mele sunt următoarele. Țineți minte trei cuvinte. Vedeți? Da, ați intrat și voi în politică. Al doilea răspuns. Dar nu mai e Roxana Tănase aici. Al doilea răspuns la întrebarea cu care m-am confruntat a fost de ce am rămas în politică. Răspunsul este unul simplu. Din scârbă față de unii politicieni. Probabil la fel ca și voi când vă uitați seara la televizor, vedeți tot felul de anumalii politice. Și în perioada aceea am fost martor unor evenimente, mă uitam la televizor, vedeam gențile lui Udrea, bordurile cu etaje al Videanu din București, numărătoarea Roberte Anastase și așa mai departe. Am fost sigur și convins că alături de prietenii mei, alături de generația din care fac parte și alături de voi, toți din această sală și cei care nu sunt prezenți astăzi aici, putem face lucruri mai bune pentru țara noastră decât niște patinoare în pantă și niște borduri cu etaje în București. Am fost sigur că voi găsi o echipă de tineri cu valoare cu care să duc la bun sfârșit acest proiect. Și vreau să le mulțumesc, în primul rând, prietenilor cu care am plecat în 2008, care majoritatea se află aici, astăzi, în această sală. Și o să vă rog să acordați încredere totală prietenului meu de 20 de ani, Bogdan Toader, și, nu în ultimul rând, prietenului meu de 10 ani, domnul Alexandru Nanu, care va ocupa funcția de... care este propus în continuare pentru funcția de președinte executiv, unde eu m-am retras în luna ianuarie, tocmai pentru a-i face loc acestui tânăr în care am mare încredere. Vă mulțumesc că ați venit. Faptul că sunteți atât de mulți înseamnă că la TSD există o organizație vie. Aștept cu interes
invitația celor la PDL să văd și eu când dau și ei o ședință cu tineri, că noi am văzut în ultimii 5 ani. Da, îmi place. Îmi place să zic de ei. Și cu siguranță știu că vă e dor de o campanie. Roxana, ai venit exact când ți-am simțit lipsa. Aplauze. Aplauze pentru presă. Cu siguranță să ne revedem la anul pentru campania de europarlamentare urmată de campania la prezidențiale. Și până atunci vă doresc toate gândurile mele bune și întrucât suntem în vacanță să vă mai și distrați. Dacă sunt am fost la categoria de bancuri cu boc, întrucât îmi face plăcere, aș vrea să vă întreb dacă știți cum îl bătea pe boc mama lui când era mic. Așa e corect, de-aia sunteți la TSD, cu Bureaua de la CES.